Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Din categoria cât de razna sunt lucrurile pe planeta asta, avem o știre. Câți oameni de știință sunt pe TikTok? Care fac experimente pe propria lor piele? Băi, TikTok-ul ăla e o sursă de razna. Da, așa este. Adică e suficient să faci ceva și să găsesc un milion de alți TikTokeri care fac fix același lucru, așa pentru că e în trend. Nu știm de ce. Da, dar orice, adică poți să faci absolut orice, însă asta le depășește. Să știi că eu folosesc TikTok, am reușit să selectez cât de cât și să-l învăț, că, mă rog, are și el algoritm de inteligență artificială, să-mi ofere, practic, numai rețete de mâncare, la un minut. Ai un TikTok trist atunci. Păi, aș zice că nu. Da. Cred că știu ce TikTok ai tu, dar într-adevăr, în zona de TikToker vesel... Eu l-am pe literatură, să știi. Da, literatură profund. În zona de TikToker vesel sunt oameni de știință care fac diverse experimente științifice și le încearcă pe ei. Acum, mai nou, un trend este vindecarea insomniilor cu fierturi de salată. Da. Măcar presupun că nu poți să-ți faci rău. Corect. Cineva, la un moment dat... a înțeles greșit un studiu făcut pe bune de savanți, de oameni de știință adevărați. O tânără, e vorba, oamenii de știință au încercat să vadă dacă anumite substanțe active din salată, din lăptuci, de fapt, pot ajuta, potențează cumva efectul barbituricelor, efectul somniferelor, și au făcut niște experimente pe șoareci. Așa. Și asta a fost. Cineva a înțeles greșit și, ca atare, o tânără a povestit că a reușit să adormă mai ușor după ce a băut apă în care a fiert salată. 1,4 milioane de aprecieri pe TikTok. Instant, da. Da, 1,4. Da. După care încă un milion de TikTokeri s-au culcat cu varză. S-au dus și au fiert salata, înțelegi? Și au băut apa respectivă și după aia au verificat dacă dorm mai bine sau nu. Serios. Asta este fenomenul, asta e TikTok-ul. Vezi, care sunt concluziile studiului? Adică... Oamenii spun că da și nu, e împărțită treaba. Dar okay. În principiu da, e adevărat. Adică dacă ți-e somn, dormi mai bine. Dacă nu ți-e somn, nu pare să te ajunge prea mult, știi? E studiul ăla cu șoareci din 2017 și asta au constatat, că un extract anume dintr-o anumită salată îmbunătățește efectul sedativelor la șoareci, prelungindu-le efectul. Și mă gândesc la șoareci, cum se trezeau dimineața mahmuri, a doua zi, bă, am o durere de cap de la ceaiul ăla de salată, ceva de speriat, că altceva n-are ce să fie. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.